Atenție turiști, temperaturile ridicate din ultima perioadă au dus la apariția viperelor în clisura Dunării. Cei care ajung în zonă trebuie să fie vigilenți și să poarte îmbrăcămintea adecvată. Turiștii care ajung în clisura Dunării trebuie să știe că aici pot întâlni la orice pas vipera cu corn. Vara e plin de vipere care ies să se încălzească pe stânci, însă nu de puține ori acestea coboară de pe stânci. Clisura este cunoscută ca fiind una dintre cele mai populate zone cu vipere obișnuite și vipere cu corn. Viperele sunt răspândite în zonele de calcare, în principiu în Podișul Mehedinți și partea de clisură a Dunării. Avem prezentă vipera cu corn și vipera pamodites în zonă, dar cea mai răspândită este vipera cu corn. Ce trebuie să știe turiștii? Turiștii, în primul rând, când pleacă pe un traseu montan, trebuie să se intereseze și să plece echipați din punct de vedere al echipamentului, adică un bocanc în zona de calcar, un bocanc, un pantalon peste. Dacă este foarte multă stâncărie, ideal ar fi și niște parazăpezi sau să-și tragă un ciorap mai gros peste pantalon. Cunoscătorii spun că turiștii trebuie să fie vigilenți, mai ales dacă pornesc în drumeții. Trebuie să aibă o încălțăminte adecvată, atât pentru siguranța piciorului, cât și pentru a evita eventuale mușcături de viperă și să fie foarte atenți acolo unde se așează, pentru că așa cum suntem obișnuiți, ne mai așezăm să ne mai tragem sufletul, dar înainte să se așeze, trebuie să verifice, să inspecteze locul respectiv. Și să nu se abată de la traseele marcate, pentru că de cele mai multe ori pe trasee, având în vedere că este circulație, nu prea mai sunt sunt rare ocaziile în care ne mai întâlnim cu vipera. Spitalul Orșova, care este cea mai apropiată unitate medicală, are în prezent 3 doze de ser antiviperin. Anul trecut, din 8 doze, din fericire, am reușit să folosim doar una, ceea ce este foarte bine. Iar anul acesta avem 3 doze. Am făcut un calcul, ca să spunem așa, eficiență-cost, pentru că nu sunt tocmai ieftine și atunci am decis ca să avem aceste 3 doze. Suntem pregătiți în orice moment să intervenim dacă se întâmplă un astfel de eveniment. În momentul când se prezintă în urgență o persoană mușcată de viperă, trebuie să se aplice măsurile urgente imediat să facă serul antiviperin, în caz că nu în primele 3-4 ore, în caz că nu are loc tulburări de coagulare cu sângerări masive care pot să ducă la decesul pacientului. Deci trebuie imediat intervenit. Vipera cu corn este cea mai mare viperă din România, care poate fi întâlnită în Dobrogea și în vestul țării. Poate fi recunoscută datorită protuberanței cornoase de pe cap și dimensiunii. Este cel mai mare șarpe de la noi, atingând chiar și un metru lungime.